Cu mulțumire înaintea Domnului care ne-a dat astăzi încă o zi de îndurare și de har, să continuăm să cercetăm Scripturile într-o altă lecție din tematica virtuții sau vicii, astăzi întrebându-ne dacă suntem liniștiți sau neliniștiți. A fi liniștit este o dorință a oricărui om sănătos la minte și bun la suflet. În Psalmul 122 este o urare în rugăciunea, în cântarea lui David, versetul 7. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Adică nu sunt suficiente zidurile și nici palatul ca să fie liniște, dar și acolo este dorită o asemenea stare. În Proverbe, capitolul 14, versetul 30, este scris: o inimă liniștită este viața trupului. Deci este o stare benefică, dorită. Și chiar în seara aceasta la rugăciune a fost îndemnat din nou, cum Apostolul Pavel ne îndeamnă în 1 Timotei, capitolul 2, să ne rugăm să putem duce o viață pașnică și liniștită. Deci, Dumnezeu ne recomandă și noi trebuie să înțelegem, să facem totul noi ca oameni, să rugăm pe Dumnezeu să intervină în a avea o viață liniștită, ba mai mult în a avea liniște. A fi neliniștită este o stare de tulburare interioară cu efecte destructive asupra persoanei, familiei, adunării și, de ce nu, a societății. Iată câteva versete care evidențiază aceasta. În Psalmul 35, versetul 20, este scris despre unii oameni care tulbură liniștea în țară. Urzesc înșelătorii împotriva oamenilor liniștiți din țară. Nu vorbesc de pace. Într-un cadru mai restrâns, ce privește vecinătatea, scrie înțelept în Proverbe, capitolul 3, versetul 29, nu gândi rău împotriva apropiului tău când locuiești liniștit lângă tine. Deci sunt oameni care tulbură liniștea pe stradă. Așa se întâmplă când oamenii n-au pace, cum scrie în Isaia 57, versetul 20 și 21, dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și a cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Haideți să observăm ceea ce spune Scriptura despre liniște sau neliniște, ca să ne putem cerceta unde am greșit, sau ce putem face ca liniștea să crească și neliniștea să plece. Există stare de liniște sau de neliniște generală. Mă refer la un cadru social, fie local, fie chiar național sau internațional, ceea ce înseamnă a fi prezentă sau absentă pacea, a nu fi oameni în siguranță, a nu avea încredere în relațiile dintre ei. În Cartea Judecători, capitolul 18, versetul 27, avem un caz unde este prezentat un popor, cum erau atunci cetăți, mai exact, care avea liniște în interior, dar a venit războiul peste ei. Judecători 18 cu 27, e scris despre fiul lui Dan că s-au năpustit asupra Laisul, asupra unui popor liniștit și în pace. Dar i-au trecut prin ascunse săbii și-au ars cetatea. O altă situație generală întâlnim din vremea lui Solomon, cartea 1 Împărați, capitolul 4, versetul 25. Aici a fost cea mai lungă perioadă de pace
din perioada monarhică a Israelului. Și bună este pacea și liniștea. Iuda și Israel de la Dan până la Berșeva, deci din nord până în sud, au locuit în liniște fiecare sub via lui și sub smochinul lui în tot timpul vieții lui Solomon. De altfel, Dumnezeu a promis tatălui său că în timpul domniei fiului său va fi pace, va fi liniște în țară. În a doua carte a împăraților, în capitolul 11, este scris în versetul 20 că după o perioadă tumultoasă dată de domnia fiilor lui Ahab, a rudenilor lui, care a culminat cu domnia de 6 ani a Ataliei, știți că preotul Jehoiada a eliminat-o din structurile de conducere a Israelului, ba chiar a fost ucisă și scrie aici în versetul 20, tot poporul țării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia omorâseră cu sabia în casa împăratului. Din nou oamenii puteau să stea liniștiți și în mod deosebit spița davidică nu mai era în pericol. Scriptura menționează și alte situații, dintre care voi mai aminti doar din 2 Cronici, capitolele 14 și 15, mă refer la această perioadă a Israelului, 2 Cronici 14 cu versetul 6, e scris despre domnia lui Asa, cetăți întărite în Iuda, căci țara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război în anii aceia, pentru că Domnul i-a dat odihnă. În schimb, în capitolul 15 este scris, ca și o trecere în revistă a vremilor anterioare, versetul 5 și 6, în vremile acelea nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari turburări printre toți locuitorii țării. Un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu îi turbura cu tot felul de strâmtorări. Să ne gândim puțin la vremea noastră. În România, nu știu dacă se mai găsește în istorie o perioadă așa lungă de pace ca acum, cât a fost de la al doilea război mondial încoace. De aceea să fim recunoscători Domnului că niciun bombardament nu ne-a dărâmat casele și n-a murit nimeni în urma lui conflict armat, gen război, pe teritoriul țării noastre. Mulțumim Domnului pentru anii aceștia. A fost liniște. Sunt însă atâtea țări, cum știți, pe glob, ceea ce am citit din istoria de atunci, se scrie astăzi în istoria atâtor popoare, cum se spunea, chiar adineauri sunt atâtea conflicte armate, cum de altfel tot timpul au fost. Caii roșii, un simbol al războiului, al absenței păcii, au fost trimiși de Dumnezeu adesea în diferite națiuni sau chiar să cutreiere pământul. Să observăm acum liniștea sau neliniștea în plan personal, pentru că se poate să fie liniște în țară, dar oamenii să fie tulburați, să fie certați. Războaie n-am avut, dar tribunalele dovedesc e plin de scandal. La spitale, stări cauzate de conflicte sau chiar și numai tulburări necunoscute în afara casei, dar care fac rău celor din casă. Liniște sau neliniște personală, adică stări ce însoțesc o faptă corectă sau greșită, acțiuni ale conștiinței, frământări ale minții sau alte și alte necazuri care pot să apară, să ia sau să dea liniște. Să luăm câteva cazuri din Scripturi. Cartea Genesa, capitolul 34, ne prezintă o tânără citim aici de la versetul 1, Dina a ieșit să vadă pe fetele țării, a fost zărită de Sihem, acesta a necinstit-o. Versetul 3, s-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata și a căutat să o liniștească. Vă dați seama, ea și-a dat seama ce a făcut, prea târziu,
și a fost cuprinsă de neliniște. Încerca să o liniștească, dar s-a produs neliniște în toată cetatea și de aici s-a lăsat cu vărsare de sânge, cu tristețe pentru părinți. Un alt caz, cartea Judecători, capitolul 16, ne-l prezinte data aceasta pe un bărbat care s-a dus și el în afara granițelor sfinte. Și scrie aici în versetul 16, fiindcă ea, Dalila, îl necăjea și îl chivea în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul lui s-a umplut de o neliniște de moarte. Și-a pierdut liniștea în mod total. Fază din care a acționat foarte greșit și vinovat și de aici s-a tras nenorocirea care apoi l-a dus la moarte. L-a scos pentru totdeauna din slujbă și i-a cauzat durere până la sfârșitul vieții. Iată un alt caz, tot particular, 1 Samuel, capitolul 24. Aici este prezentat Saul în atitudinea lui față de David și respectiv atitudinea lui David față de el. Și în versetul 19 citim, sunt cuvintele lui Saul: dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, îl lasă oare să-și urmeze drumul în liniște? Domnul să răsplătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceasta. Deci Saul cauza neliniște și îl punea pe David pe fugă, în schimb David a trecut pe lângă el și l-a surprins. Cum? M-ai lăsat în liniște? M-ai lăsat să dorm? Da, pentru că David avea un alt duh în el. Nu degeaba același David scria în Psalmul 131, citim de la versetul 1, David povestește despre sine, cum poate un om să păstreze o stare de liniște. Doamne, n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndrăgesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul meu este liniștit și potolit ca un copil înțercat care stă lângă mamă sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțercat. Puneți nădejdea în Domnul Israel de acum și până în veac. Deci iată că oamenii mari sunt mult mai liniștiți decât copilași, care stau liniștiți în brațele mamei sau acolo unde părinții îi așează. Citim și din cartea Proverbe, capitolul 11, proverbe referitoare la liniște sau neliniște, 11 cu versetul 15. Cui se pune chezaș pentru altul îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaș este liniștit. Dacă nu riști, doar liniștit. Întoarcem pagina, capitolul 12, versetul 25. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Deci omul poate să-și piardă sau să-și redobândească liniștea chiar în urma urmei discuții, nu doar a unei fapte, cum ar fi cea a angajării unui caz de girant, ceea ce poate să te ducă la temeri că nu știi ce se va întâmpla. Luăm o altă situație, cartea prorocului Daniel, capitolul 4, aici este prezentat împăratul, ca să vedeți ce ușor se poate pierde liniștea peste noapte. Citesc de la versetul 4, eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Probabil nu avea război în zilele acelea. Am visat un vis care m-a înspăimântat, gândurile de care le-am urmărit în patul meu și vedenile Duhului meu mă umpleau de groază. Culcat liniștit, sculat neliniștit, tulburat. Să citim și din epistole câteva versete, 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Avem câteva sfaturi binevenite aici.
versetul 11, să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Cu cât complici pe mai mulți, cu atât te complici pe tine. Tot cuvintele Apostolului Pavel, 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 12. Îndemnăm pe oamenii aceștia, e vorba de cei ce nu voiau să lucreze și se țineau de nimicuri, și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Deci este indicat să avem acele activități care nu ne stresează și cu atât mai mult nu produc tulburări în relațiile cu cei din jur. Și mă adăugăm un citat din 1 Petru capitolul 3 referitor la viața de familie. Ceea ce este interesant aici nu-i dat de faptul că cei doi sunt amândoi pocăiți, ci că unul, aici este prezentată femeia, reușește să păstreze liniște în pofida stării de necredință, de nepocăință a soțului. Am întâlnit situații în care, dacă e numai unul credincios, zice, dacă ar fi și celălalt credincios, ce fericire am avea în casă. Dar am întâlnit situații în care s-a pocăit și celălalt și nu s-a atins această stare, pentru că ea nu vine din oficiu. 1 Petru capitolul 3, la versetul 1, ne vorbește despre neveste care au soț, cum spuneam, necredincioși. Versetul 2, care trebuie să vadă felul de purtare curat și în temere. Versetul 4, omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit. Iată că și într-o asemenea situație neplăcută, nefavorabilă, se poate avea liniște. O astfel de stare, de atitudine, scrie în finalul versetului, este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să avem liniște în inimă cu toți. Asta e foarte important. În cât putem în țară, în jur, să trăim în pace. Dar în inimile noastre se poate și trebuie să dobândim starea de pace. O altă dimensiune a acestor stări, liniște sau neliniște pentru viitor. Adesea se pierde liniștea gândindu-ne la ziua de mâine. Îngrijorări, temeri de o natură sau alta. În cartea Rut, capitolul 3, este scris despre această tânără văduvă care, ascultând sfatul soacrei ei, a acționat în noaptea aceea potrivit rânduielor din țara lui Israel și dimineața avea emoții, avea teamă, se gândea. Soacră s-a citit-o și zice Rut 3:18, fii liniștită, fiica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi. Și așa s-a întâmplat. Să luăm un alt caz, 1 Regi, capitolul 1, versetul 49, aici este scris despre complotul lui Adonia și cei ce s-au asociat cu el. A venit vestea că între timp David, sfătuit de Nathan, pusese pe Solomon împărat. Ei numai că se ridicaseră de la masă, credea că s-a pus piatra de temelie la noul scaun de domnie, dar nu le-a ținut mult siguranța. A venit Ionatan, fiul preotului Abiatar, cu vestea în tronul lui Solomon și scrie versetul 49, toți cei poftiți de Adonia s-au umplut de spaimă și s-au sculat, s-au plecat care încotro. Deci când oamenii își pierd liniștea, acționează fără prea multă înțelepciune. Teama a pus pe fugă oștiri în armate. Când oamenii nu mai au liniște, nu mai sunt buni pentru nicio activitate. O altă situație care descrie teama de viitor, dar de data asta rezolvată în mod pozitiv, o avem în cartea a doua a Cronicilor, capitolul 20. Vom citi de aici mai multe versete. 2 Cronici 20. Împăratul Iosafat al lui Iuda este anunțat că împotriva lui vine o mare armată.
În versul 3 este scris: în spaima sa Iosafa și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. În timpul adunării, Dumnezeu le-a vorbit printr-un proroc, ne spune de la versetul 14, și gândiți-vă, scrie în versul 13, că erau acolo în picioare, cu copii, cu neveste, cu fii mai mari, toți. Și Dumnezeu le spune în versetul 15, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Și-au primit liniște, înainte de a ști deznodământul luptei. Nu degeaba, sau drept dovada faptului că au holiniștiți, că se încredeau în Domnul, au pus cântăreții înainte și liniștea aceasta a lor a fost urmată de o mare bucurie, de mare belșug, acelei văi, scrie în 26, i-au pus numele Binecuvântare, au binecuvântat pe Domnul pentru toate prăzile de război lăsate de cei ce se înspăimântaseră ei și o luaseră la fugă. Deci, spaima a trecut de la evrei la dușmanii lor. Încrederea care o aveau cu siguranță asupritori în primele faze ale acțiunilor a trecut de partea evreilor, pentru că Dumnezeu i-a sprijinit. Mai adăugăm un cuvânt din Isaia, capitolul 54, cred că e binevenit la modul general, e scris pentru evrei, dar noi suntem, putem spune, Israelul lui Dumnezeu. Isaia 54, cu 14, vei fi întărită prin neprihănire, izgonește neliniștea, căci n-ai nimic de temut și spaima, căci nu se va apropia de tine. Ce cuvânt de siguranță! Izgonește neliniștea, adică fugărește-o fără drept, de apel. Nu e nicio situație care să-ți creeze panică. Aici este scris că Dumnezeu se angajase să le vină în ajutor. Noi trebuie să fim conștienți că viitorul nu va fi chiar liniștit, mă refer la ceea ce se va întâmpla. Domnul și-a avertizat ucenicii, așa cum citim în Matei 24, versetul 6, veți auzi de războaie și veți de războaie. Și în asemenea situații, iată cuvintele Domnului. Vedeți să nu vă înspăimântați. Căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. M-a auzit despre un frate care primise ordin de mobilizare, s-a dus la rugăciune cu teamă. Și acolo Domnul i-a vorbit, nu te liniști, nu s-a fabricat și nu se va fabrica glonțul care să-ți țingă tie trupul. S-a dus omul în război și a venit înapoi, întreg și neatins. Să luăm și cuvintele Domnului care ne-a spus referitor la tot ceea ce se poate întâmpla pe pământ, în mod deosebit la stări care apar după ce ne întoarcem la Domnul și lumea ne este ostilă. Ioan 14 cu 27, un cuvânt de referință pentru credincioși. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Doamne, ajută-ne să putem trăi fără teama zilei de mâine. Și un ultim aspect, există neliniște de șoc care poate să vină și peste credincioși. Deci cu ceea ce am spus în această seară, nu vreau să spun că suntem total imuni și că nu te cuprinde o stare de teamă pe moment. Dar nu poate să rămână. Pentru că te rogi, Dumnezeu te încredințează, îți dă un mesaj, frații sau surorile pot să-ți fie alături, Duhul Domnului te sprijinește și rămâne totul ca o stare de ispită. Că și de ispitiți suntem ispitiți, nu putem să devenim imuni, să nu simțim nicio ispită. Vom resimți ispitele, sub o formă sau altă, dar nu vom cădea. La fel, neliniștea poate să ne calce pragul, să ne bată în geam, dar nu își va găsi locuința la noi acasă. În schimb, cei necredincioși pot să registreze și ei stări de liniște aparent. Însă
După cum neliniștea nu-și poate, după cum neliniștea nu-și poate face domiciul la noi în casă, la fel pentru cei de afară, liniștea n-are decât statut de flotant. Nu poate să rămână pentru totdeauna. Să evidențiem aceste afirmații prin câteva citate biblice. Mai întâi, pentru situațiile în care sfinții sunt asaltați de neliniște. Citim din cartea Iov, acest om peste care a venit necazul dintr-o dată. Iov, capitolul 3, versetul 26. Sunt cuvintele lui: n-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine. El e asaltat puternic de diavol. Asta n-a ținut mult. Omul a fost păstrat de Domnul, a rezistat. Iov 7 cu 11. De aceea nu voi ținea gura, ci voi vorbi neliniștea inimii mele. Se frământa, căuta explicații. Mă dau seama, toate animalele au murit. Ei au fost arși, atâția slujitori. Au murit prefăcuți crum, copiii toți, loviți crun de vijelia aceea. Și în neliniștea lui spunea, citez în continuare din verset, mă voi tângui în amărăciunea sufletului meu. Și tot din această carte, capitolul 16, versetul 12, eram liniștit, așa era Iov înainte. Și m-a scuturat, m-a apucat de ceafă și m-a zdrobit, a tras asupra mea ca într-o țintă. Dar n-a fost lăsat pentru toată viața acolo să fie țintă săgeților vrăjmași. Doar până s-a dovedit ceea ce este în el. Citim și din Psalmul 25, în aceeași idee, versetul 17, e rugăciunea lui David, a avut și el multe frământări, neliniștea inimii mele crește. Și la asemenea situații s-a rugat, spunând, scoate-mă din necazul meu. Și Dumnezeu l-a izbăvit de fiecare dată, slăvit să fie Domnul. Și tot din Psalm citim 116, versetul 11, poate ceva specific oricărui dintre noi în asemenea momente. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Și în momente de neliniște se bâșbăie încrederea în cei din jur, diavolul ar vrea să ne îndoim și referitor la Domnul, dar Domnul nu ne lasă, o clipă doar și întoarce fața de la noi să ne vadă reacțiile, poate. Iată însă alte referințe care arată că cei din lume, deși aparent au liniște, îi paște neliniștea. Proverbe, capitolul 1. Versetele 32 și 33. Căci împotrivirea proștilor îi ucide. Și atenție, liniștea nebunilor îi pierde. Liniștea lor este periculoasă. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit, fără să se teamă de vreun rău. Profetul Isaia, capitolul 30, ne prezintă neliniștea pentru cei ce n-au vrut liniștea. 30 cu 15. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântul Israel, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în serenitate și încredere va fi tăria voastră, dar n-ați voit. Ce a zis? Nu, ci vom fugi pe cai. De aceea veți și fugi. Vom călări pe caiuți. De aceea cei ce vă vor urmări vor fi și maiuți. O mie vor fugi la amenințarea unuia singur. Și când vă vor amenința cinci, toți veți fugi până veți rămânea ca un stâlp pe vârful unui munte și ca un steag pe creștetul unui deal. Pentru că Dumnezeu le-a luat acea aparentă liniște. Tot de aici citim capitolul 33, versetul 20, să observăm diferența, privește Sionul, cetatea sărbătorilor noastre, ochii tăi vor vedea Ierusalimul ca locuință liniștită,
ca un cort care nu va mai fi mutat și a cărui țăruși nu vor mai fi scoși niciodată și a cărui funii nu vor mai fi dezlegate. Pentru că Dumnezeu întotdeauna a lăsat promisiuni pentru poporul său ca să aibă nădejde de viitor. Și chiar pentru viitorul nostru, nu doar pentru viitorul generației din vremea lui Isaia, citim din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, ceva ce va rămâne valabil până la sfârșitul istoriei omenirii. 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 3. Aici este referința cea mai clară despre lumea care vrea liniște, dar nu va avea liniște. Când vor zice pace și liniște, câte conferințe de pace, câte structuri de siguranță, câte alianțe. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădere neașteptată va veni peste ei, ca durerea nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Deci neliniștea vine și peste sfinți, dar la noi este chip de scăpare. Pentru ceilalți, chiar în condiții de liniște, vine neliniștea și nu mai este chip de scăpare. Așadar, recapitulând, liniștea e binevenită în țară, dar e mai binevenită la noi acasă. Să ne dea Dumnezeu liniște și cu privire la ziua de mâine și să știm că dacă va îngădui Dumnezeu vreo criză, vreun atac de neliniște, în proiectul său pentru noi tot este prevăzută liniștea. Să luăm și câteva exemple ca de fiecare dată pentru a înțelege mai bine modul în care noi putem să fim niște oameni liniștiți. A fi liniștit este o virtute sfântă. A fi neliniștit este un viciu periculos, care poate să facă rău altora, dar în primul rând persoanei în cauză. Iată exemplele negative. Sodoma, cetatea neliniștită, dar aparent liniștită. În cartea Ezechiel, capitolul 16, în versetul 49 este scris: iată care a fost nelegiuirea sorii tale Sodoma. Era îngânfată, trăia în belșug și atenție, și într-o liniște nepăsătoare. A avut siguranța zilei de mâine, zona aceea, spune Scriptura, că era ca o grădină a Edenului, nu stăpânea nimeni peste ei, făceau ce voiau, își câștigaseră din nou libertatea după ce Avram, scrie în Genesa 14, i-a îndepărtat pe cotropitori, liniște. Dar vreau să observați că de fapt nu erau liniștiți. Scrie în Genesa 19 că au venit doi îngeri la Sodoma, știți, s-au cazat în casa lui Lot și în timp ce serveau masa, vestul 4, dar nu se culcaseră încă și oameni din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa, tot norodul alerga în toate părțile. Ce neliniște! Era seară, puteau să se culce. Ne tulbura păcatul. Parcă alertați, toți deodată au năvălit spre casa lui Lot. A încercat să-i potolească Lot. Da, de unde? Nu i-a putut liniști. În versetul 9 este scris: o să-ți face mai rău decât lor. Și împingând pe Lot cu sila, s-au apropiat să spargă ușa. Numai că nu le-a mai fost dat. Liniștea lor nepăsătoare, de exterior, pe fondul neliniște sufletești, a stării agitate a păcatului, le-a adus în acea noapte pierzarea. Și n-au știut nimic, exact cum spunea Domnul Iisus, până a plouat foc și pucioasă. Luăm un alt caz, cartea 1 Samuel, capitolul 4. Aici avem prezentat pe Eli și familia lui, după ani, zeci de ani în care făceau ce voiau în țară, a venit și vremea pedepsei.
Și scrie aici de la versetul 13, când a ajuns Solul venit din tabără, care urma să anunțe norocirea, Eli aștepta stând pe un scaun lângă drum, că inima era neliniștită pentru chivotul lui Dumnezeu. Se pare că bătrânului încă îi mai funcționa conștiința. Ce am făcut? De ce am lăsat chivotul să-l ia? Poate că se gândea la multe. Oricum, auzise deja mai multe mesaje, neliniștea lui avusese și alte antecedente. La intrarea solului în cetate, omul acesta a dat de veste și toată cetatea a strigat. Eli, auzind aceste strigăte, a zis, ce înseamnă zarva aceasta? S-a dus liniștea. Și îndată omul a venit și a dus lui Eli vestea aceasta. Și Eli era în vârstă de 98 de ani, avea ochii întunecați și nu mai putea să vadă. Omul a zis lui Eli, vin de pe câmpul de bătaie și din câmpul de bătaie am fugit astăzi. Eli a zis, ce s-a întâmplat, fiule? Cel ce aducea vestea aceasta ca răspuns a zis, Israel a fugit dinaintea filistenilor și poporul a suferit o mare înfrângere și chiar cei doi fii ai tăi, Hofni și Finea, s-au murit și chivotul Domnului a fost luat. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu și el a căzut de pe scaun pe spate lângă poartă și a rupt ceafa și a murit, căci era un om bătrân și greu, el fusese judecător în Israel 40 de ani. Neliniștea a trecut apoi la noră sa. Și acesta a fost sfârșitul prevestit pentru casa lui Eli. Iată, de aici înțelegem că trebuie să fim foarte atenți cu slujbele sfinte. Ca nu cumva Dumnezeu să-și revendice într-un moment nebănuit de noi sau poate anunțat autoritatea și să ne cuprindă spaima. Au fost în istorie oameni care au îndrăznit să vorbească în numele Domnului, să facă ce vor în lucrarea Domnului, dar într-o zi Dumnezeu și-a spus cuvântul. Și un al treilea caz negativ îl luăm din Faptele Apostolilor, capitolul 27. Echipajul și pasagerii corabiei din Alexandria. Aici observăm că neliniștea poate să ia și foamea și somnul. Scrie de la versetul 18, fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. A treia zi, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stele nu s-au mai văzut multe zile și furtuna era așa de puternică încât în urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Pavel îi mustră pentru neascultarea lor, așa finuț, și le spune apoi, citesc, de la versetul 33, înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis, astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncat în gură, de aceea vă rog să mâncați, că lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi s-a pierdut nici măcar un fir din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâinea, mulțumit lui Dumnezeu, ne tuturor, a frânt-o și au început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de au mâncat. Pentru că îi umpluse teamă. Nu mai dormiseră și nu mai mâncaseră. Cât au fost ei de liniștiți înainte și spune Scriptura aici, stăpân pe țintă, nu-i problemă. Să ne amintim de Titanicul de mai târziu. Au crezut că sunt de nescufundat și n-au ajuns să termine nici primul drum. Pentru că aparenta liniște exterioară, dacă nu e validată prin liniștea de interior, nu poate să dureze mult. Aici au fost salvați datorită apostolului. Dar altfel Dumnezeu le-a administrat o lecție severă. Oricum corabia s-a pierdut și tot ceea ce era în ea. Au scăpat doar cu trupurile lor. Iată și trei exemple pozitive. Iacov, un tânăr liniștit, Genesa 25. Spune Scriptura despre el, versetul 27, când contrast cu fratele său Esau, partea finală a versetului, Iacov era un om liniștit, care stătea acasă în corturi.
Oare tinerii noștri vor fi așa? Cu siguranță, după ce se vor căsători, vor trebui să fie mai doritor să stea liniștiți acasă. Dar și până a face pasul căsătoriei, un tânăr, o tânără, e normal să se simtă încă bine, în siguranță, acasă, la părinți. Este scris aici în continuare că Iacov pregătea mâncare, deci avea o liniște de plină. Putea să desfășoare activități. Apoi citim despre el în capitolul 33, de la versetul 12, că îi zice fratele său, haidem să plecăm, să pornim la drum, eu voi merge înaintea ta. Și Iacob îi zice, nu pot, trebuie să mă duc la pas cu cei ai casei. Aici din nou observăm o stare de liniște, printre altele. Voi merge la pas cu turma, la pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu în Seir. Nu era el încântat de compania lui Esau, dar oricum, de aici putem să spunem că un om căsătorit, care a fost liniștit înainte, îi va fi ușor să fie un bun familist după aceea, să rămână un om liniștit. Și liniștea lui să favorizeze întreg climatul familiei. În ideea aceasta citesc și un verset din Proverbe 24:15, unde scrie: nu întinde curse nelegiuite la locuința celui neprenit și nu-i turbura odihna. Deci, în mod normal, un credincios are liniște în familie. Dar diavolul ar vrea să aducă starea contrară, neliniște. Un alt exemplu, 2 Samuel, capitolul 20, aici avem o localitate liniștită, căreia i-a mers faima. Lipsau de acolo oamenii de scandal, existau oameni care știau să calmeze și stările din jur. Scrie în 2 Samuel 20, de la versetul 15, că Ioab săpa zidul să-l facă să cadă. A venit o femeie, a încercat să-i vorbească și de aici înțeleg că nu doar femeia asta era liniștită. Și cei din conducerea localității pe care i-a convins dovedeau dorința de liniște, nu de război. De aceea spune în versetul 18, odinioară era obicei să se spună, să întrebăm în Abel, și totul se isprăvea astfel. Eu sunt una din cetățile liniștite și credincioase din Israel și tu cauți să pierzi o cetate care este o mamă în Israel? De ce ai nimicit tu moștenirea Domnului? Ce diferență între cetatea aceasta și, de exemplu, cei din Ghibea, care au făcut scandal? Oameni liniștiți, aceștia sunt o binecuvântare pentru localitatea unde sunt așezați. Cum le scria și Ieremia altădată, să caute binele localității unde fusese repartizați ca robi. Și un ultim exemplu, 2 Împărați, capitolul 4, aici avem o femeie liniștită. Dacă am dat ca exemplu un bărbat liniștit, să găsim și o femeie liniștită. Să nu fie cum a întrebat odată un bărbat pe soția lui, zice, dar nu poți să fii liniștită și în situația asta? Și a zis, dar ce, într-o asemenea situație ai văzut vreo femeie liniștită? Iată că aici avem o femeie liniștită într-o situație foarte critică. Citesc mai întâi versetul 13. Elisei și Ghehazi se întreabă, cum ne revanșăm față de tine? Ne-ai găzduit de atâtea ori. Vrei să vorbim cu cei din administrație? Ea a răspuns, eu locuiesc liniștit în mijlocul poporului meu. Nu trebuie să puneți o vorbă bună la împărat, n-am vreun conflict pe rol. A venit nenorocirea, i-a murit copilul. Și vrea să se ducă la Elisei. O întreabă bărbatul, versetul 23, pentru ce vrei să te duci astăzi? Doar nu-i nici lună nouă, nici sabat, i-a răspuns, fii pe pace, câtă liniște. Da, dar rezultatul a fost o binecuvântare. Deci iată că se poate, cu o casă mare, era o femeie bogată, cu necazul în casă, iată că se poate, ce scria Petru, să fie femei cu duhul liniștit. Spunea un bătrân când a fost întrebat ce stare e la voi acasă,
a zis, am 3 băieți însurați în casă și toate în rori le fac mâncare într-o oală și asta de mulți ani. Și zice, asta spune ceva. Da, e ceva mai rar întâlnit și dacă se poate așa, înseamnă că există liniște. Încheiem amintind că liniștea adevărată este dată de o relație bună cu Dumnezeu. Numai El poate să lase liniște, pentru că numai încrederea în El te poate face liniștit. Liniștea este o virtute sfântă și păstrată numai pentru sfinți. Cum spune în Psalmul 4 cu versetul 8, eu mă culc și adorm în pace. Dar de ce? Am asigurat ziua de mâine? Nu, altul este motivul în cuvintele psalmistului. Căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. O, fie ca în seara asta, putem spune finalul acesta de psalm acasă. În Psalmul 16, este scris de la versetul 1 că David se încredea în Domnul, Domnul era pentru el singura împlinire și apoi iată concluzia, versetul 9, de aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Este o urmare a acestor stări binecuvântate. La fel scrie în Isaia 32 cu 17 și 18. Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Ce har! Evreii au trăit, vă spuneam, din vremea lui Solomon, 10 de ani sub pace. Prin harul lui Dumnezeu în Împărăția Sfântă vom trăi o veșnicie în liniște. Nu ne va mai tulbura nimeni. E tot o rezultantă a mântuirii, a relației bune cu Dumnezeu. Altfel, se spune că la un misionar s-a dus un om care nu cunoștea curentul electric și când a văzut cum arde becul, a zis, nu-mi împrumut și mie becul. Și misionarul a luat un bec și l-a dat. Omul a legat cu o sfoară la el de tavanul colibei și vine înapoi și spune, dar nu luminează. Pentru că dacă nu-i racordat la sursă, ce să lumineze? Dacă nu suntem racordați la Dumnezeu, de unde liniște? Batem în palme? Ne ținem de cureaua noastră? Nu. Neliniștea, în schimb, este întotdeauna asociată cu o stare de păcat. Spuneam că există stări de neliniște tip ispită. Dar neliniște care să se localizeze și să nu plece, asta numai în condiții de păcat. Pentru că spune 1 Ioan capitolul 3, versetul 19, dacă suntem credincioși, prin aceasta ne vom cunoaște că suntem în adevăr, ne vom liniști inimile înaintea Lui, ori în cine osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Deci, numai mustrarea de conștiință, vinovăția, pedepsele divine iau liniștea. De aceea să rugăm pe Domnul să ne ajute să fim oameni liniștiți. Să nu fim răi, că zicem Iov 15 cu 20, omul cel rău își duce neliniște toate zilele vieții, toți anii de care are parte, aceasta-i starea ce îl însoțește. De asemenea, aș mai putea aminti fără să citesc în blestemele din Deuteronom 28, scris mult despre neliniște. Neliniște seara, neliniște dimineața. Să n-ai stare nici într-o parte, nici într-alta, să te temi. Domnul să ne ajute să fim credincioși, să ne încredem în El și ca un har să lase liniștea peste noi printr-o pace binecuvântată pentru duh, pentru suflet și pentru trup. Amin.